Susținerea online a examenelor de bacalaureat este exclusă, susține ministrul educației Igor Șarov. Demnitarul a declarat că în funcție de evoluția epidemiei de COVID-19, testele vor fi susținute fie conform orarului stabilit anterior, adică în luna iunie, fie vor fi amânate. Șarov spune că țara noastră nu este pregătită din punct de vedere tehnic pentru a desfășura bacul online. Ministrul Educației a declarat că deocamdată o decizie finală cu privire la modul de desfășurare a sesiunii de bacalaureat nu a fost luată. Preferabil ar fi varianta tradițională, a precizat ministrul, iar în acest sens autoritățile vor depune toate eforturile pentru ca examenele să aibă loc în condiții obișnuite. În perioadele care au fost stabilite anterior, între 2 și 20 iunie, dar totul depinde de evoluția, repet, încă o dată, situației epidemiologice din Republica Moldova, cum vor evolua evenimentele. Noi examinăm mai multe scenarii. Cât privește decizia finală, Șarov a precizat că se va ține cont și de practica altor țări. Practic toate statele europene încă nu au anunțat acest lucru, fiindcă așteaptă și ei momentul respectiv când posibil pandemia va descrește. Dacă am putea să revenim până pe data de 10, să zicem 20 mai în clase, da, atunci am putea să organizăm examenele de bacalaureat. Eu exclud totalmente varianta organizării online a examenelor, fiindcă sunt mai multe riscuri. În primul rând, nu suntem pregătiți pe asemenea variantă și într-o perioadă scurtă, cât de optimiști am fi, nu este posibil organizarea acestor. Atât problemele legate de multiplicarea testelor, de camerele de filmat. În acest sens, ministrul Educației a mai precizat că se ia în calcul și varianta susținerii examenelor de bacalaureat în baza unei note medii dintr-o anumită perioadă de timp. Scenariul respectiv ar putea fi pus în practică doar în condițiile în care se va decide anularea bacalaureatului în acest an. Până în prezent, doar Olanda a luat o decizie în acest sens. În China, de exemplu, testele vor avea loc la începutul lui iulie, mai târziu cu o lună. O asemenea variantă este luată în calcul și de autoritățile de la noi. Instituțiile de învățământ din țară și-au sistat activitatea începând cu data de 11 martie, în urma deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.